Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am regăsit! Iată un nou episod cu Adrian Scrieciu. Suntem pe 2 ianuarie 2024. Nu avem cum să stăm, nu avem cum să nu filmăm, nu avem cum să nu prezentăm cărți, nu avem cum să nu prezentăm planurile editoriale ale noastre către dumneavoastră, cei care ne urmăriți, și vă mulțumim pe această cale, vă mulțumesc personal. Va fi un an 2024, așa cum am spus și în altă filmare, extraordinar. Pregătim o colecție de-al doilea război mondial care va distruge concurența. Nu va exista pe piața românească de carte o altă colecție de-al doilea război mondial mai bună. Credeți-vă ce vă spun. Chiar începând de mâine, o să fac, sper, o să fac un anunț pe pagina mea de Facebook, Adrian Barbosa, și urmăriți, vă rog, și paginile de Instagram, Facebook, ale lui Lucian Pricop și editura Cartex. Venim cu lucruri spectaculoase, venim cu lucruri inedite, ce nu s-au publicat în România și cred cu tărie că nu se publicau niciodată. Dacă Lucian nu achiesa la ideea mea, iar generozitatea lui a făcut ca această colecție să apară. Editura Cartex va avea o colecție de istorie, va avea o colecție de al doilea război mondial, de carte de al doilea război mondial. Cea mai bună, cea mai bună din România. Nu s-a publicat, începând în 1990 până în 90 nu vorbesc, dar nu s-a publicat ceea ce noi vom publica începând de anul acesta. Fiți cu ochii pe noi, fiți cu ochii pe editura Cartex, începând de mâine. Și în cursul acestui an. Și o să aveți parte de mari, mari surprize. Bun. Astăzi vreau să vă vorbesc de istoricul Stelian Neagoe, de editura Machiavelli și de un personaj istoric extraordinar, Constantin Argetoianu, Costică Argetoianu. Dar să începem cu domnul Neagoe. Pe domnul Neagoe nu l-am cunoscut, domnul Stelian Neagoe, deși am vorbit la telefon, dar personal nu ne-am cunoscut. El a fondat editura Machiavelli începând cu anii 90 și a avut un fond de carte extraordinar această editură. Gândiți-vă că a publicat de-a lungul anilor niște cărți extraordinare. Memoriile lui Gheduca, a publicat memoriile lui Ion Gheorghe, care a fost ultimul ambasador român în Germania nazistă. Apropo de această carte, să știți că ea a circulat în anii 70 într-o traducere, bineînțeles făcută doar pentru câțiva istorici români, iar eu bănuiesc că domnul Neagoe, imediat după Revoluție, când a publicat cartea Un dictator nefericit al lui Ion Gheorghe, nu a făcut altceva decât să ia acea traducere din anii 70 și să o rescrie. Dar, mă rog, asta este o poveste. Dar poate cea mai importantă colecție pe care a publicat-o a fost colecția Constantin Argetoianu. Și aici mă refer, mai ales în ultimii ani, când a publicat jurnalul lui Costică Argetoianu, poate unul dintre cei mai importanți oameni politici ai perioadei interbelice românești. Cu siguranță un personaj. Aceste volume, aceste memorii pe care le am și eu undeva pe aici, sunt de o importanță extraordinară. Eu vă spun, nu poți să fii om de cultură în România, nu poți să ai o idee despre de la Mircea Cărtărescu, Nichita Stănescu, Carol al II-lea, Horthy,
și așa mai departe, da? Am dat un exemplu și de afară să nu... Nu poți să discuți nimic, nici poezie, nici proză, nici teatru, nici critică literară, nici istorie, fără să citești memoriile și jurnalul lui Costică Argetoianu. Este ceva nemai întâlnit. Este uluitor. Eu când am citit acest jurnal, pe mine m-a zăpăcit pur și simplu de cap. Nu am putut să cred că acest om are atât de mult talent, un talent extraordinar, născut, un talent de scriitor, poate mulți scriitori nu aveau așa ceva. O pană deosebită, cum portretizează, cum mătură cu clasa politică. Bineînțeles, făcea și el parte în aceeași clasă politică. Dar Condeiul este extraordinar. Să vedeți jurnalele din anii 40, când începuse războiul deja. Să vedeți acolo ce poziție avea față de Rusia sovietică. Extraordinar. Deci, eu vă recomand aceste cărți, căutați-le, cumpărați-le, citiți-le. Jurnalul lui Constantin Argetoianu. Ca un fapt, vreau să vă spun că acest jurnal, eu am bănuiala că domnul Neagoe, așa cum proceda, l-a luat și l-a transcris din Arhivele Naționale. Eu am întâlnit acolo o variantă a jurnalului Constantin Argetoianu, adică în Arhivele Naționale am descoperit ceea ce domnul Stelian Neagoe a publicat. Bun, nu mai contează. Asta a fost iarăși ca un fapt divers. Cartea pe care am vrut să vă arăt și pe care vă arăt este aceasta. Apărută tot la Machiavelli. Este o biografie a lui Constantin Argetoianu. Dar gândiți-vă la un fapt. Cartea asta este publicată sau are în spate documente foarte multe automat din însemnările zilnice ale lui Argetoianu. Totuși, mai sunt și altele. Domnul Stelian Neagoe, un culegător fin, un culegător extraordinar al resurselor Argetoianu, a adunat de-a lungul vieții foarte multă informație despre el. Și a apărut această carte. S-a găsit la un preț derizoriu pe piața românească. Nu știu, 15 lei, 20 de lei, nu mai țin minte cât a fost când a apărut. Cartonată, extraordinar. Dar se merită. Aveți viața lui Constantin Argetoianu aici. Acest personaj trebuie citit. Acest personaj trebuie cunoscut. Este un om politic extraordinar. Este un diarist fabulos. Nu avem în România așa ceva. Nu avem. Credeți-mă ce vă spun. Bun. Ce aș vrea să mai punctez? Aș vrea să vă spun despre Argetoianu o chestie pe care eu nu am înțeles-o, vă spun sincer. În 1944, în primăvară, când trupele sovietice erau în nordul Moldovei, Argetoianu ia hotărârea să plece în Elveția și pleacă în Elveția. Ulterior, după 2 ani de zile, în 1946, am impresia că în noiembrie 1946, se întoarce în România, că România deja era un lagăr sovietic. La experiența de viață, la experiența politică pe care o avea Argetoianu, ce l-a determinat să se întoarcă în gulagul românesc? Știa că este unul dintre cei care vor plăti cu viața. Și cu toate astea s-a întors. În 1950 este arestat în lotul, celebrul lot al politicienilor. Sovieticii nu l-au iertat. Argetoianu era un ghimpe. Era ca un ghimpe împotriva Uniunii Sovietice. Iar Stalin nu a uitat lucrul ăsta. Și în 1950 este arestat. Evident că moare 5 ani mai târziu. Dar în momentul în care a fost arestat, trupa de comando care fusese trimisă de securitate a fost întâmpinată de Costică Argetoianu ceva de genul. Zice, băi, voi comuniștii, sunteți dați dracu, bă, dacă ați ajuns arestați și unul care îi trage bășind după el. Avea o vârstă neacostică. Așa cum v-am spus, moare în pușcăriile comuniste. Astăzi, în afară de Stelian Neagoe, care l-a publicat,
Constantin Argeteanu nu este, să zic așa, nu este pe piața românească de carte prezent foarte mult. Nu mă miră. Nu mă miră. Încă un lucru și închei, nu vă mai rețin. Am vrut să vă spun două vorbe și despre Stelian Neagoe, v-am spus la început, dar o poveste care m-a întristat teribil a fost următoarea. După moartea domnului Neagoe, petrecută acum câțiva ani, în anticariatele bucureștene am descoperit o grămadă de cărți din biblioteca personală pe care le-am achiziționat. Evident, nu pe toate, că aveam o parte din ele. Erau cu dedicație. Oare cum ajunseseră acele cărți din biblioteca personală a domnului Neagoe în anticariatele bucureștene? Evident că am aflat. După moartea dumnealui, o doamnă care avea grijă, domnul Neagoe nu avea familie, în schimb avea o doamnă care se ocupa de treburile gospodărești, doamna respectivă a dus cărțile la anticariat, o parte din ele, o parte le-a aruncat, iar toate hârtiile personale ale domnului Neagoe, un veritabil istoric, au fost aruncate la coș. Deci, dragii mei, un istoric de talie a domnului Neagoe nu a beneficiat din partea nimănui, nici măcar din partea statului român, de o minimă atenție. Acele piese de muzeu, acele documente inestimabile plecate din pixul domnului Neagoe au fost pierdute pentru totdeauna. Uneori, cu părere de rău vă spun, România își merită soarta. Așa cum v-am spus și la ultima mea intervenție despre domnul Constantiniu, o spun și acum. Domnilor, domnule Stelian Neagoe, domnule Florin Constantiniu, ați plecat dezamăgiți din această lume, ați plecat îndurerați de clasa politică, de mediu intelectual românesc. Credeți-mă, de atunci lucrurile au degenerat. Suntem pe o pantă fără oprire. Dar asta este o altă discuție și nu este rolul meu acesta de a trage la răspundere pe unul sau pe altul. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Vă doresc un an extraordinar. Urmăriți-ne pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook. Urmăriți editura Cartex. Va fi spectacol, credeți-mă. Vă mulțumesc foarte mult!